Salutare și bine v-am regăsit la episodul 5 din Minecraft Single Player. Data trecută am rămas că o să construiesc eu acolo la căsuță și deja mi-am făcut acel etaj. Am pus eu lemn alb acolo și acum mi-am făcut niște geamuri. Avem 42 ca să ne punem geamuri, o ușă acolo și să putem să o facem practic să putem locui în ea. Nu uita să apăsați și butonul de like, un share și un subscribe, mă ajută tare, tare mult. Dacă tu vrei să vorbești cu mine, ai în descriere Facebook-ul și Skype-ul meu, este un Skype nou. Skype-ul se numește Trick spațiu or spațiu bir. O să ți-l las și în descriere acolo ca să îl vezi, să nu fie vreun semn de întrebare. L-am schimbat, am făcut un Skype nou nouț pentru că avem foarte mulți pe celălalt vechi și nu mai știam care sunt abonați pe care aveam dinainte și, mă rog, mă încurca. Așa mi-am făcut un Skype nou nouț, mă puteți adăuga acolo și Skype-ul acela este exclusiv doar pentru voi. Mergem înapoi la căsuță ca să ne terminăm. Vreau să fac decât geamulețele pe acolo și vreau să mă duc puțin la minat. Pentru că eu rămân, de fapt am rămas fără fier, ultimul fier pe care l-am avut, mi-am făcut un topor din el. Am cam greșit, o trebuia să fac un pickaxe, dar aia e, nu-i bai. Bun, să mergem înapoi aici, la noi, acasica. Bun, uite cât de fain arată. Am completat eu acolo, trebuie să ne ridicăm cu acoperișul acum. Nu știu din ce material o să fac eu acoperișul. M-am gândit că o să fac din ăsta, așa, pentru că arată destul de fain și cred că o să arate bine acoperișul. Și plus avem o grămadă aici, doar trebuie, pur și simplu, tăiați. Opa, Geronimus! Am observat că vă place foarte tare seria mea de Minecraft și mă bucură foarte tare asta pentru că m-a spus și mie, a început să-mi placă din nou jocul și la urma urmei, de ce să nu facem? Uite ce fain o să arate și cu geamuri. Nu știu eu cum încă o să urc prin casă, ori o să urc pe aici, o să-mi pun eu niște scări ca să urc frumos, ori o să fac o intrare pe afară. Pentru că tot am spus că o să-mi fac balcon, pot să fac să urc din balcon. Sau, nu știu, mă mai gândesc, totuși aș vrea să fie intrarea la etaj aici din căsuță. Pe care arăta mult mai bine. Hai să facem noi un crafting table. Hai să punem, dar nu cu dăstal, cu dăstal v-am spus că am să îl folosesc. Bun, crafting table. Îl punem aici și să ne facem două ușițe, de fapt, că avem aia dublă. Uite, hap. Ia să le punem. Hai să scot eu asta. A ieși. Pac, pac. Uite cât de fain arată. Totul rustic așa. Ce mai vreau eu? E un pressure plate. Dar cum făcea ăla? A, uite, din două. Ăsta era? Da, ăsta e. Perfect. Facem așa. Le punem aici ca să nu stăm să mai apăsăm tot timpul pe ușă când intrăm. Uite. Hop! Mamă, dar ce-mi place ușa mea, mă, frate. Astea ar trebui să le scot eu. Dar acum nu știu, trebuie să mă înalț cu camerele. Asta e mod clar. Dar nu știu decât să o fac. Cămăruța asta. Ia să vedem. De cât ar trebui aici înălțime. Deci asta practic e 1, da? Avem 2, 3, 4. Cred că e suficient de înalt așa, nu? O să facem de 5. Hai de la un 5. Haide să dăm cu 5-ul. Hai să scot eu ăsta așa, așa. Bun, și să dăm noi aici cu 5-ul. Ăla-i 5-ul. Perfect. Bun, cred că ar arăta mult mai bine așa, mai înaltă puțin. Pentru că totuși aici o să fie dormitorul nostru. Și ne trebuie să fie puțin mai spațios decât restul căsuței. Așa. Aici o să fie greu la colțuri când o să facem acoperișul, pentru că nu știu cum o să îmbinăm la colțuri aici toată chestiuța cu acoperișul, dar găsim noi o metodă ca să fie totul bine, să nu fie rău. Hop. Haide, pac, pac. Cum se întrebă, mi-a spus câteva întrebări, am spus și data trecută, de unde sunt, câți ani am, pex-uri, PC-uri și tot felul de întrebări din astea, ce stil o să mai urmeze pe canal. Și v-am răspuns la toți că la 100 de abonați o să fac un Q&A, deci dacă sunteți nerăbdători să aflați, apăsați butonul ăla de subscribe acolo. Spuneți și prietenilor despre mine, poate vor și ei să se uite. Și o să ajungem foarte, foarte repede până la 100 de subscriberi. Suntem deja 62 de subscriberi. Deci
Mai sunt foarte puțini. Hai că punem astea așa. Iar arată bine partea asta. Bam, bam. Mă bucur că vă place căsuța. Chiar mi-a spus că a ieșit destul de faină. Și mie îmi place, sincer. Chiar dacă la început așa eram, bă, nu știu, să fac o căsuță de aia gigantică, un proiect de la uriaș așa, dar uite că, până la urmă, un proiect simplu și să ne axăm pe lucruri importante, adică să facem dragonul, să ajungem în Nether sau, nu știu, să avem o viață aici, gen, să nu ducem lipsă de mâncare, de absolut nimic. Cred că mai bine fac asta și după când o să avem materiale suficiente și o să avem așa din toate chestiuțele din joc, atunci abia să ne apucăm de o casă de aia super mega genială. Nu puteam să stau tot timpul în grota aia acolo, până la urmă nu sunt un om al peșterii să stau într-un munte. Totuși ne trebuie o casă de oameni normali. Bine, nu știu la cât de normal sunt eu, dar măcar ne prefacem așa pentru amuzament. Că suntem normali. Aici ar trebui să vină balconul. Aici în față. Dar acum, haideți să văd eu. Deci, astea două sunt așa. Deci, mergem pe partea asta. Îmi trebuia niște cabluri. Uite că am. Să-l pun în loc de uși. De ce am făcut eu atâtea uși? Poate să fie balconul. Cred că ar ajunge atâta, nu, fraților? Și aici. Haideți să ne suim până sus acolo, așa frumos. Hop, hop. Nu știu dacă o să las eu din stâlpii de ăștia așa de cabl. M-aș gândi să fac din din bețe. Dar nu știu eu cum o să arate cu bețe. E bine că aici am shift, frate. În Creativers nu am shift. Deci atât de tare mă enervează că nu am shift în Creativers. A, m-am aruncat ca dracu. Atât de tare mă enervează că nu am shift în Creativers, deci de n-aveți idee. Ia să pun așa. Fac din... De asta așa facem. Uite așa. Pac, 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 pac. O să fie balconul nostru. Pentru că chiar voiam un balcon. Dar aici vine așa și aici cum ar trebui să vină? A, oca, oca, am înțeles. Poate mă asta atunci. Bun. Ne mai trebuie niște cobblestone. Haideți să ne luăm de aici. Prea mai am la pickaxe-ul ăsta și asta mă cam supără. Hai că mi-ajunge ce e aici. Bun. Rapid, rapid, rapid. De câte bucăți am nevoie? Hai să iau până să strică pickaxe-ul ăsta până la urmă, pentru că dacă facem o treabă, o facem până la capăt. Așa nu mai are mult, încă cred că până la capăt acolo. Dar nici până la capăt n-am ajuns să rezolvă cu el. E cam mic balconul, ce credeți? Ar trebui, cred că, puțin mai lat. Parcă e prea mic. Ia, haideți să fac eu niște bețe. Să văd dacă mai știu cum să făceau scările. Ia, mi-ajung 8. Parcă scările erau așa. Nu erau așa. Sau, wait, 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 ia, stai, 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 stai. Nu mișcați, nu clipiți, nu respirați. Băi, ai mișcat acolo, te-am văzut. Nu mișca, am zis. Așa. Nici așa. Nici așa. Pare cum Dumnezeu erau scările alea. Ah, fuck me. Da. Așa. E. Așa. E. Nu e așa. A, atunci ne suim așa cum putem. Hai să ne suim pe unde ne suim. Ne suim prin casă. Ce nasol că pe aici nu pot să deschid eu așa cum am eu chef. Hai ne suim pe aici atunci. Așa. Hai să luăm astea frumos așa. Pac. Pac. Pe ăla l-am pus total aiurea. Și haide, 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 unde ești? Cinciu, ăla-i. Uite, la fix am făcut, frate, să-mi bag picioarele. Dacă voiam să o fac așa fix, să nu o făceam. Bun, și cam ăsta ar fi balconașul. Sincer, e cam micuț. Nu prea îmi place că e cam mic. Măcar aș fi vrut să-mi pun și o masă, un scaun, ceva aici, să fie frumos așa. Ia să vedem. Spargem astea așa. Ma, da, eu deocamdată e ok balcon așa, adică nici ceva foarte mare nu vreau.
Asta o să fie suficient. Pe aici o să vină gard de jur împrejur, plecând de aici de la căsuță. Ia, haideți să pun eu astea aici, așa. A venit ploaia. Uite ce a pus frumos acolo. Să lasă pur și simplu soarele din munți, așa. Chiar s-a văzut foarte fain. Nu știu dacă ați prins momentul, dar la mine s-a văzut chiar foarte mișto. Dacă nu, dați puțin video înapoi și vedeți și voi. Câteva torțe, uite, cam niște torțe. Să punem niște torțe pe aici, așa. Facem lumină. Lumină din lumină. Dumnezeu adevărat. Adevărat. Și 12, ăla-i. Hai să luminez eu aici, luminează calea, luminează-ți fața, tinere călugăr. Ok. Bun, suficient de multă lumină. Acum acoperișul. Acoperișul am spus eu că o să-l fac din, pur și simplu, din de-asta oak, de-asta așa neprelucrat, pentru că arată mult mai bine. Și gen, o să vin așa, pur și simplu, în sus. Cum fac eu gărduleț acum? Trece bine, nu ne plouă, frumos acoperiș. Trebuie să scot toată podeaua asta, să punem ăsta așa. Dar nu știu, să mai mă gândesc la alt material. Cum făceam gard? Deci, frate, nu mai știu nicio rețetă, pur și simplu. De-aia dacă intru eu puțin pe telefon, să vedem dacă găsim ceva Minecraft. Minecraft. Cred că e ceva Ender pe lângă noi. Ia, Minecraft. Crafting. Crafting and building. Ia să luăm pe ăsta, să vedem dacă ne ajută aplicația asta. Am intrat pe asta, cum îi zice, Magazine Play sau habar n-am cum se numește aplicația asta de la SV, de la Samsung, pana mea. Îmi place căsuța până la urmă. Era ceva Ender care s-a spawnat pe aici pe sus cumva și nu am văzut eu. Dar l-am auzit, cred că l-ați auzit și voi. Trebuie să mergem noi până acasică, adică la muntele nostru acolo. Vreau să încep o mină. Am început eu partea acolo, ați văzut, v-am arătat eu puțin data trecută. Dar nu am ajuns nicăieri până la urmă, adică am tot săpat, am săpat acolo și, nu știu, am dat de chestia aia pustie, pur și simplu. Mai punem niște torțe pe aici, că nu prea am lumină. Dacă nu-i lumină, nu există Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Așa că ne punem noi multe luminițe. Dacă nu mai vedeți bradul de Crăciun acolo, în dreapta mea, încă există, dar e aici, lângă mine, dar voi nu-l mai vedeți. L-am mutat pentru că nu-mi plăcea cum se vedea pe video. Și plus, au trecut Crăciunul, dar creeperii încă sunt activi. Așa nu iau vacanță, creeperii, sunt tare curios. Mă, și ție. Asta a fost salutul nostru. Știți ăla cum e aia, puf, 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 de dai cu mâna, așa. Asta e salutul meu și al o vacă, mă, și eu când face aia, mă, fac și-o, mă. Ha? Destul de fain, nu? Nu vă puneți voi cu saluturile noastre. Bun. Am luat tot ce aveam aici. Hai să fac eu pic, că n-am altceva decât de cable pot să fac deocamdată. Să fac, ia vreo două. Bun, și să mergem acolo, în partea așa, torțe. Fac torțe de cât am eu pe aici. Bun, avem 34 de torțe. Hai să fac și din căul ăsta. Așa, 20 de bucăți astea. Astea, bun. Câte avem? Un stack și 14 de torțe. Haideți să mergem să mai săpăm acolo puțin. Chiar vreau să minăm. Și în episodul ăsta am făcut acolo puțin la căsuță. Ne-am înălțat. O să urmeze să curăț eu mai mult din pădurea aia pentru a putea face rost de mai mult lemn și plus că o să am nevoie și de mai mult spațiu pentru fermă, pentru grajdurile de animale, o să fie mult de lucru pe acolo. O să încep de aici, o să merg așa pur și simplu pe o distanță de, să merg pe două, uite așa, adică pe patru blocuri și pe trei înălțime. Cam așa o să fie mina. Uite, spargem așa, tăc, 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 tăc. Poate găsim ceva fier, poate avem noroc în episodul de astăzi să minăm ceva. Mi-aș plăcut să nu stau să caut așa în mină, dar la urma urmei trebuie să facem și asta, adică e Minecraft. Mine, ok? Deci asta uneori e scopul jocului, să minezi, să îți găsești resursele necesare.
Da, aici e foarte mult de săpat și cu un topor de piatră nu prea faci tu, toporul, pickaxe, piatră nu prea faci tu mare căcat. Dar încercăm puțin norocul, mergem așa puțin în față, vreo 2-3 minuțele, să vedem dacă poate dăm de ceva fier. Dacă nu, o să plec eu într-o explorare de-aia gigantică și atunci poate dau de ceva mine abandonate. Sau poate chiar, uite, în episodul de mâine, mi-am propus să fie un episod de Minecraft aproape zilnic sau dacă nu, ocazional, de 2 sau de 3 ori pe săptămână cel puțin. Nu știu, deocamdată nu am idei cu ce să joc. Îmi place foarte tare, mă joc de long, dar mă joc off camera. Și am o veste tristă, dar o să vă zic atunci când o să intrăm în The Long Dark. Seria de Sims o să o continui și pe ea pentru că și Sims îmi place și am văzut că este destul de apreciată. Creativerse-ul, nu știu dacă voi știți de joculeți, dar este asemănător Minecraft-ului și chiar este destul de fain și poți să-ți faci acolo foarte, foarte multe nebuni și chiar vă recomand jocul și vă recomand să vă uitați la seria mea pentru că am undeva la 23-4 episoade, nu știu exact câte am. Am filmat câteva, sincer, pentru că e un joc destul de fain. Vă recomand să vă uitați, să vedeți cum este jocul și să mă susțineți și la acea serie, cum susține și Minecraft-ul de altfel. E mult căul aici. Dar e bun și căulul pentru că nu prea mai aveam. Haide, doamne, cât durează să spargi și ăsta cu un topor. De ce zic tot timpul topor? E fucking pickaxe, frate. Berile astea nu ajută la nimic. Glumesc că sunt foarte bune. Dacă aveți 18 ani, bineînțeles. Dacă aveți mai puțin, nu-s bune. Beți suculeț. Uite, și eu am suculeț. Chiar dacă beau bere. Nu știu dacă s-au văzut, dar eu l-am arătat. În partea aia n-am unde să mă duc. Nici în partea aia, nici în partea aia. Pur și simplu, zona aia e goală. Încolo nu dau de nimic ca profitabil. Va trebui, cred că în episodul următor o să mergem noi la explorat. O să ne luăm mâncărică, torțe, sabie, niște blocuri de construit. O să-mi adun eu lemn off-camera pentru acoperiș. Nu știu dacă o să-l facem data viitoare acoperișul sau dacă o să-l fac împreună cu voi. Probabil o să-l termin atunci împreună cu voi. O să-l fac eu așa până este aproape gata și când mai avem puțin o să filmăm din nou. Dar vreau să mergem să începem așa, o idee cum ar trebui să arate. Ia să văd dacă am lemn de la neprelucrat. Am decât 26 de bucăți. Asta nu mi-ajung nici măcar la o măseluță. Am decât așa. Ar trebui să fac rost de o grămadă de lemn de ăla. Haideți să mergem cu ăsta. Mai iau eu puțin dacă este nevoie. Și încercăm să vedem cum ar trebui să arate acoperișul nostru. Am o muscă moartă pe ecran. Puh! Gata, am plecat. Nu știu de unde a apărut musca asta. E destul de frig afară, adică sunt minus, nu știu, 4-5 grade. Habar n-am cât sunt acum. Ia să vedem câte grade sunt. Uite, minus 3 grade și sunt muște vii încă. Lumea asta o ia razna. A trebuit să strâng eu niște porci. Pentru că am morcovi, că mi se pare că cu morcovi ia de mene și pe fraieri. Ar trebui să-mi iau eu câțiva, să-i ținem de părăsit acolo. Haide, hop! Parcur extrem! Ne rupem drept gâtul. Nu știu ce să fac eu aici cu lacul ăsta, nu știu, parcă mă dă ceva idee lacul ăsta așa, dar nu știu ce idee. Mă gândesc la o temniță jos acolo sub apă. Fain, dar ce ținem în temniță? Mă țin pe mine, îmi doiau razna. Văcuțele astea... Mă, și ție. Să spawnează aiurea, deci... De minte, mă jucam pe vremuri Minecraft și... Deci am căutat undeva văcuțe, cred că am mers... În viața reală, cred că am mers cam vreo zi, ceva de genul. Deci am explorat, cred că jumătate din harta de Minecraft, așa, pe drept mergeam, știi, ca să nu mă pierd de casă, mergeam drept. Am zis că, bă, frate, dacă merg așa, nu mă pierd. Abia găsise la un moment dat și nu vă dați seama când mi-a luat să mă întorc cu vaca de acolo. Vai de capul meu. Până la urmă am decis că nu puteam să mă întorc cu ea, că tot să pierdea vaca.
Tot mă întorceam, tot mă duceam, deja am petrecut o zi întreagă să-mi aduc o vacă acasă, că nici măcar nu aveam două să le mulțesc, aveam decât una. Prima oară mi-am făcut o fermă acolo, am mai găsit undeva vacă, am mai mers ceva înainte și până la urmă mi-am făcut fermă acolo. De când voiam să mă duc să mulțesc vacile sau aveam nevoie de carne, plecam în direcție așa și mă uita Dumnezeu pe drum. Tot mergeam așa. Hai să mai mâncăm și noi. Nu prea mai am energie. Hai de sus cu noi. Hai să începem așa puțin acoperișul. Haide. Să vedem cum ar trebui să vină totuși. Haide să ne suim de aici. Așa. Haide. Mă știu cum să făceau rafturi de alea cu cărți. Țin minte că aveau villagerii ăia. Mergem și îi batem și le furăm rafturile cu cărți, fraților, neapărat. Bun. Cum ar trebui să vină acum acoperișul nostru? Deci, el ar trebui să vină, uite, așa. Hai să iau eu asta. Bun. Deci, el ar trebui să vină pur și simplu așa. Haideți să punem, să vedem cum o să vină, cum o să arate. Ne facem așa o idee micuță. Bun. Acum ăsta trebuie să vină aici. Uite așa. Nu trebuie să vină așa. Fac. Trebuie să vină cu una mai sus acum. Deci, trebuie să vină, uite, așa trebuie să vină acum. Înțelegeți voi? La jumătate ne lăsăm cu el, practic, în partea cealaltă. Ce cred că ce vreau să zic? Hai că e un acoperiș de la încurcare, ceva de genul. Care arată destul de bine, dar problema știți care e? Nu știu unde e jumătatea căsuței. Asta e problema mea, că nu prea știu unde e jumătatea. Și ăsta ar trebui să-l las așa. Deci unde ar fi jumătatea căsuței? Ar trebui să număr eu. Trag o dungă, dai așa. Merg cu acoperișul, văd cât e jumătatea. Să vedem cât e jumătatea. Nu, haide să mai pun. Să văd așa totuși cum ar arăta. Deci punem aici, aici. Asta nu e bine pus, fuck me. Nu trebuia pus așa. S-a dus pe apa sâmbetei. 3. Asta trebuie. Nu, frate, nu trebuie să te pui așa. The fuck? Doamne, să pune numai... Am picioarele să pune. Cum ar trebui să-l pun eu să nu se mai pune el așa? Nu, tot să pune așa, motherfucker. Deci trebuie să vină cu boticul ăsta așa. Gândim intens. Gândim intens acum. Tu te dumnecați! Cum să te pun eu, măi? Nu, că știu, stai. Stai că mi-a venit ideea genitală. Ah. Acum e momentul. Ăla-i, l-am păcălit pe fraier. Bun, scoatem astea. Scoatem și asta de dedesubtul lui. Acum, pac, pac, pac. Deci, doamne, chiar îmi place cum arată căbănuța noastră. Dar nu știu acum pe unde o să vină jumătatea ei. Eu nu vreau să mă duc am picioarele așa. Tot pe acest să scot un cuvânt urât. Un cuvânt de la cu steluțe și cu bipuri. Așa o să vină. Chiar îmi place. Ce? L-am căzut. La astea cum o să vin eu, oare? A, cred că o să-l închid pur și simplu, așa. Ok? Ia să văd eu unde e jumătatea aici. Avem 1, ia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci 1, 2, 3, 4. Ia să vedem. Hop, 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 e bine. Ia să numărăm 1, 2, 3. 1, 2, 3, fac 4. Dai, nu-i bine. Ah, cred că am pus din greșeală aiurea. Da, 1, 2, aici, lângă. Ah, nu-i bine că e de 2, stai, fac. 1, 2, 3, 4 și aici o să fie 1, 2, 3. Băgam-i-aș. Băgam-i-aș, că nu are jumătate acum. Ui, de capul meu.
Are jumătate acum. Ce ne facem noi? E jumătatea de două. Uite, acum e una, două, trei. Una, două, trei. Și ce are? Nu are absolut nimica. Eu cum facem? Ia. Deci de două am zis, da? Uite, facem așa, așa. Bun. Astea care sunt două aici, o să le tragem în linie dreaptă. O să vă arăt eu cum zic. Apa, haideți să mai punem asta aici. Așa. Nu-i bine. Nu-i bine. Trebuia așa. Uite, așa și așa. Acum trebuie scoasă asta, asta. Punem pe asta și o scoatem asta. Bun, am și luat-o. Și aici când o să ajung, uite să vă arăt eu cum vreau să facem. Era să cade pe casă. Mergem așa ușor pe shift-ul Leanu, că nu ne grăbim. Câte mai e? Decât una mai e. Trebuie să pun eu. Stai. Așa, 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 perfect. Și acum, așa. Aia, frate, că e easy când prinzi manevra. Acum, uite, merem așa. Pac. Bun, și am ajuns aici, nu? Pe primul de ăsta. Și acum de la ăsta o să merem așa. Pac, pac, pac. Uite. Acum cu al doilea. Pac, pac. Și de aici o să o luăm în jos. Și o să fie perfect simetric. Bun. Trebuie să închid eu astea acolo. Haideți să mergem aici să vedem așa cum s-ar vedea. Dar de unde să mergem? Uite, mergem în partea aia acolo. Să vedem așa cum s-ar vedea căsuța noastră până acum. Alea trebuie să le pun eu exact ca astea așa. Ca să arate destul de fain. Dar le-am pus deocamdată provizoriu ca să vedeți așa despre ce este vorba. Bun, ăsta a fost episodul 5 din Minecraft Single Player. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să mă ajutați cu un like, un share și un subscribe. Și un share pe Facebook, că Facebook-ul și comunitățile de Minecraft chiar mă ajută tare, tare mult. Eu am fost eu, bun, sper că ți-a plăcut. Salutare!